Necesitatea programului de mentorat formal a fost generată de nevoia permanentă de perfecționare a cadrelor didactice, de formarea de noi competențe, de adaptarea acestora la situații concrete, de a oferi un model viabil celor care debutează în activitatea didactică, care au nevoie de traducerea noțiunilor teoretice dobândite în anii de studiu și conversia lor în practică la catedră. Vă invităm să participați la cea de-a treia ediție a simpozionului internațional practici inovative în activitatea de mentorat, care este o măsură de sustenabilitate a proiectului Transnational Innovative Practices for Mentor Teachers, derulat de Asociația pentru Viitor în anul 2013-2014 și care a avut ca scop perfecționarea profesorilor mentori, membrii ai corpului profesorilor mentor din România, la nivel european. Considerăm că și această activitate este încă o dovadă a succesului pe care proiectul nostru l-a avut, concretizat în măsuri care reflectă implementarea strategiilor de mentorat la nivel instituțional. Meseria nu doar se învață, se și fură. Asta a fost ideea inițială. Pentru orice început ai nevoie de o coordonare. Ne naștem oameni, devenim prin studiu profesori, dascăli, devenim dacă punem suflet, dacă ne interesează ce facem și ne dăruim cu totul meseriei noastre. N-am cerut noi dascăli niciodată decât strictul necesar ca să putem da totul. Încă o dată ne manifestăm noi mentorii prezenți astăzi aici și tinerii care au venit, interesul, dedicarea și întreaga noastră pasiune pentru meseria pe care ne-am ales-o și care pentru cei de aici cred că este deja vocație. Dăruind nu doar bunuri materiale, ci cunoștințele, bunătatea, îndrumarea. Un tânăr care vine într-o unitate școlară sau în orice altă instituție are nevoie de să fie îndrumat, nu certat, să fie ajutat, nu pedepsit, să fie încurajat, nu certat. Cred că trebuie să reînvățăm omenia, bunătatea și altruismul. Și aceste toate lucruri le veți regăsi astăzi aici și ne vom bucura că suntem împreună toți cei care gândim la fel. Suntem astăzi la Biblioteca Județeană Antimi Vireanu. Practic, noi suntem partenerii dumneavoastră. Eu sper că nu numai în acest proiect, sper că și în alte proiecte de astfel de anvergură. Vreau să-i mulțumesc doamnei profesor pentru modul în care a organizat și modul în care s-a implicat în acest proiect. Cred că din primăvară tot discutăm și mi s-a spus foarte clar. Vedeți că data de 8 septembrie, ora 9:30, noi vom fi prezente toate aici pentru proiect. Dascălii înscriși la acest eveniment au învățat despre principalele responsabilități pe care le are un cadru didactic la început de drum, printre care pregătirea informațiilor relevante despre școală, studierea portofoliului profesorului stagiar, identificarea propriilor nevoi de perfecționare, stabilirea orarului școlii pentru a face posibilă observarea reciprocă la lecții și alocarea timpului pentru discuții profesionale, facilitarea accesului stagiarului la resursele de care dispune școala în vederea susținerii activității de predare, pregătirea lecțiilor, discutarea cerințelor incluse în portofoliul stagiarului, prezentarea standardelor profesionale, identificarea nevoilor profesionale, fixarea de obiective sau stabilirea planului de acțiune.